Bună seara, dragi prieteni, la sfârșitul primei săptămâni din noua realitate românească, USL cu guvernul Frankenstein, Partidul Național Liberal după mai puțin de o săptămână, că e sâmbătă, da, deci încă nu s-a împlinit săptămâna, se dezintegrează încet, încet, încet și se întâmplă fel și fel de lucruri care prevestesc un viitor destul de sumbru pentru Partidul Național Liberal. Opinia mea, dar o să vedem până în 2024, este că va avea soarta PNCCD-ul. Coadă mare de demisii la PNL. Zeci de tineri din PNL Sector 3 părăsesc partidul. Continuăm alături de Violeta Alexandru și Ludovic Orban. Nu am apucat să punctez, dragi prieteni, la momentul votului în Parlament pentru guvernul Ciucă, care este de fapt un guvern controlat de PSD, pentru că PSD-ul controlează pozițiile cheie din acest guvern, USL 2.0 cu sânge FSN, guvern Frankenstein l-am numit eu. Doamna Violeta Alexandru a avut un discurs absolut senzațional în Parlamentul României, de la tribuna Parlamentului. Este disponibil pe net dacă faceți o mică căutare pe Google, discurs Violeta Alexandru, Parlament, o să vedeți ce a spus acolo. Foarte, foarte, foarte interesant acest discurs, foarte bun, excepțional, a spune chiar. Probabil cel mai bun discurs dintre toate discursurile susținute de către politicieni la acea ședință comună în care a fost investit guvernul Ciucă. Guvernul Ciucă, de fapt, guvernul controlat de PSD. Coadă mare la demisii, zeci de tineri din PNL Sector 3 părăsesc partidul. Continuăm alături de Violeta Alexandru și Ludovic Orban. Articolul este în Actual 24, se bazează pe o postare de pe Facebook. Haideți să citim direct postarea. Petruț Neghiorghiță: am luat astăzi hotărârea împreună cu echipa mea din Tineretul Liberal, filiala Sector 3, să demisionăm din PNL. De astăzi drumul nostru și cel al noului PNL se separă, căci nu putem fi părtași la această umilință a românilor, în general, și a electoratului de dreapta în special. Vedeți, acum apar foarte multe voci, apar foarte multe dizidențe. Cred că ăsta este un lucru bun. Lucrul rău este că oamenii aceștia nu au luat atitudine și nu au luptat pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple acolo unde ar fi contat cel mai mult, dragii mei. Și anume la Congresul Partidului Național Liberal. Țineți minte că atunci când am făcut materiale despre Congresul Partidului Național Liberal, atrăgeam atenția în mai multe comentarii, am ridicat acest aspect și anume faptul că nu există dizidențe, că se duc toți grămadă să execute ordinul lui Iohannis. Și îmi exprimam dezamăgirea, stupefacția, uimirea că un partid, cum este Partidul Național Liberal, acționează, se comportă exact cum se comporta Partidul Social Democrat pe vremea lui Dragnea, când făceau fel și fel de porcării, fel și fel de nebunii și nu exista dizidență, oameni buni. Nu s-a găsit nimeni din cei 5.000 de delegați acolo să, și toate aceste lucruri care începeau să se întrevadă, da? Pentru că era logic, din secunda în care Câțu l-a dat afară pe Stelian Ion din guvern, la comanda lui Klaus Iohannis, toată povestea fiind, am explicat, nu mai insist, am avut playlist pe această temă, toate materialele sunt acolo, fiind o lucrare comandată sub un altul patronaj al președintelui Klaus Iohannis, era clar că se vor duce către PSD, că n-avea unde să ducă altundeva, oameni buni. Poate că cine știe, dacă luptau pentru partidul lor, poate că altul era rezultatul. Cine știe? Dumnezeu știe. Faptul este consumat, știți cum se spune în grai popular, mortul nu se mai întoarce de la groapă. Și pare că Partidul Național Liberal a pornit pe ultimul drum, dragii mei. Spuneam că atunci când Klaus Iohannis a semnat decretele pentru miniștrii din guvernul Ciucă, guvern controlat de fapt de PSD, a semnat certificatul de deces al PNL-ului. Și acum PNL-ul se duce încet, încet pe ultimul drum către îngropăciune. O să vedem. Nu văd ce ar mai putea să salveze acest partid în aceste condiții. O să vedem ce va fi până la alegerile din 2024. România este o țară surprinzătoare, o țară în care orice este posibil. Așa cum am spus și în comentariile anterioare, acum un an de zile, în 27 noiembrie 2020, eram în pragul alegerilor parlamentare. Dacă ar fi spus cineva, băi, peste un an de zile, la 1 decembrie, o să intrați cu un guvern controlat de PSD, i-ai fi spus că e nebun. Da?
Și iată că acest lucru s-a întâmplat. Iată că orice este posibil în această țară. Principalul motiv al deciziei de demisie a filialei Tineretului Liberal este alianța toxică între PNL și PSD, coordonată de președintele Iohannis alături de sute de pseudo-liberali obedienți. Am crezut în schimbare și am luptat împotriva corupției și demagogiei, împotriva vechilor metehne care au blocat România în drumul ei spre dezvoltare. Am crezut că în sfârșit se poate face politică ținând cu dinții de principiile solide prin bunele morale. Cred în continuare acest lucru, dar îmi este clar, după ipocrizia de care PNL a dat dovadă în ultimele luni, că este imposibil în această formațiune politică. Noul PNL nu are niciun pic de legătură cu electoratul său și nu exprimă nicio formă de respect față de acesta, mințindu-l cu nerușinare, precum în situația acestei coaliții monstruoase, după ce ani de zile au fost purtate bătălii crunte împotriva social-democrației. Pe lângă această alianță toxică, am văzut o decădere morală absolută în PNL. Am văzut cum respectul și verticalitatea sunt înlocuite de oportunism și servilism. Am asistat oripilați la desfășurarea alegerilor interne din PNL, unde colegii mei au suferit amenințări, umilințe, chiar și agresiuni fizice la congresul PNL, pentru simplu fapt că au avut altă opțiune de vot decât Florin Vasile Câțu și pentru că și-au dorit ca alegerile din PNL să fie democratice și corecte. Foarte bun acest comentariu, nu îl cunosc pe Petruț Gheorghiță, dar este foarte, foarte important ce spune el aici. Am văzut o față grotescă a politicului românesc, una în care nimic nu contează în raport cu interesul personal, nici corectitudinea, nici dreptatea, nici oamenii care au încredințat votul lor către PNL. O față de care mă dezic în totalitate. Am decis în unanimitate să continuăm drumul politic alături de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase și mulți alți colegi, față de care avem un deosebit respect pentru verticalitatea de care au dat dovadă. Am decis să rămânem împreună, fidel tuturor oamenilor care își doresc o Românie mai bună. Renunțăm fără niciun regret la această umbrelă a unui partid mare. Și suntem gata să o luăm de la zero, să construim împreună o nouă formațiune politică cu adevărat reprezentativă pentru români. Suntem pregătiți pentru o construcție nouă. Petru N. Gheorghiță a pus și niște poze cum stăteau tinerii de la sectorul 3 la coadă, da? Ca să-și depună demisiile din partid. Este un gest interesant, este un gest moral, a spune, și un partid este reprezentat de totalitatea membrilor săi. Acum să vedem și prin țară ce se întâmplă mai departe, oameni buni. Eu cred că cei care au votat Partidul Național Liberal, exceptând grupul restrâns al celor care au un interes direct, cum este și la PSD, dar la PSD grupul e mult mai mare. De ce? Pentru că PSD este fostul partid comunist, care Partidul Comunist controla statul. Și avea foarte mulți oameni pe funcții publice care depindeau de Partidul Comunist. De aia la PSD sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni. Dar sunt și la PNL, pentru că și PNL-ul are consilieri, are primari, are oameni numiți prin consilii de administrație. Dar Partidul Național Liberal este mult mai vulnerabil, spre deosebire de PSD, care are o armată de funcționare a statului care nu se schimbă prin vot, da? Sunt armate întregi de PSD-iști prin instituții de tip, nu știu, ANA, Jandarmeria Română și fel și fel de alte instituții care nu pleacă prin vot. Că pleacă numai cei care sunt politic, ajung pe funcții, da? Primari, membri ai Consiliului Local, președinți de Consilii Județene, consilieri județeni, parlamentari, miniștri și așa mai departe, secretari de stat. Și PNL-ul nu are această armată de bugetari cum are PSD-ul. Și PNL-ul depinde foarte mult, pentru că cei care au putere prin intermediul PNL-ului sunt din structuri alese, da? Și depinde de cum îi va taxa electoratul. Și părerea mea este că electoratul îi va taxa în consecință la următoarele alegeri. Când vor fi ele? Că vor fi alegeri anticipate sau că vor fi alegerile alea din 2024 pe care le va organiza PSD-ul, oameni buni. Toate cele patru alegeri. Vă dați seama ce va fi, dragii mei? Vă dați seama că fără o mobilizare, fără precedent, incredibil a poporului român și un vot foarte, foarte, foarte agresiv, antihidră, cel mai probabil în 2024 ăștia vor controla statul. Vor îngropa definitiv PNL-ul, vor turna peste PNL un sarcofag din ăla de beton, cum au turnat sovieticii la Cernobâl. Deci PNL-ul va fi mort și îngropat și PSD-ul împreună cu Buda din fundul curții PSD-ului, gruparea urolacă, va reface monstruoasa coaliție roșie
care a funcționat în perioada 2002-2004, da? Când Ion Iliescu l-a folosit pe Vadim ca să manipuleze alegerile, să intre în turul 2 el și cu Vadim și oamenii să n-aibă încotro să iasă Iliescu. Foarte posibil să avem un astfel de scenariu în 2024. După care forțele astea comunisto, neocomuniste, PSD-iste și naționaliste, da? Pentru că ce face AUR, ce a făcut Vadim, ce a făcut Funar înaintea lui, este o formă din asta de naționalist ceaușist, da? Cu grupări din fosta securitate, cu fel și fel de personaje dubioase, foarte multe dintre ele acum legate de Rusia și de Moscova. Acum ei au etichetat chestia asta, da? Au învelit-o în hârtie, de aceeași mizerie, duhnește la fel de urât recipientul, da? Și au învelit-o într-un staniol și zic, domnule, noi suntem suveraniști, noi suntem, vrem suveranitate, da? Asta este discursul și punctajul de la Moscova, punctajul în care Rusia își ambalează ofensiva agresivă, inclusiv prin intermediul unor grupări politice pe care le controlează asupra țărilor din Europa de Est. Deci PSD-iștii vor îngropa PNL-ul și acum asistăm cu PNL-ul care merge pe ultimul drum. Da? Este dezintegrarea Partidului Național Liberal. Și bătălia deja a început. Domnul Lucian Isar, soțul Alinei Gorghiu, da? Doamna Gorghiu din tabăra Câțu, că domnul Câțu a fost tras acolo pe linie semi-moartă la Senatul României. O să vedem cât va rezista, când se hotărăsc PSD-iștii să dea de pământ cu ei. Vor fi niște ani foarte, foarte, foarte interesanți până când electoratul va da de pământ cu ei. Eu sunt ferm convins pentru că în activitatea mea jurnalistică din 2017 până acum, de jurnalist independent, am vorbit cu foarte mulți oameni din țară, din diaspora, vorbesc toată ziua, sunt în contact cu cei care îmi scrieți pe rețele sociale, în special cei care îmi scrieți pe YouTube. Citesc mii și mii de comentarii în fiecare zi. Practic asta fac toată ziua, să iau pulsul publicului. Și 90% dintre cei care au votat Partidul Național Liberal acum sunt extrem de revoltați. Este imposibil, oameni buni, ca această monstruoasă coaliție, această hidoșenie, această majoritate de tip Frankenstein, este imposibil să nu demoleze electoral Partidul Național Liberal. Nu văd ce ar putea să se întâmple. Dar, sigur, vă repet, România este țara tuturor posibilităților. Până o să-i demoleze electoral, deja a început bătălia pentru funcții și mazilirea. Acum oamenii lui Câțu, care au făcut toată mizeria asta, o să vedeți. Vor fi rașchetați, da? Cu șpacul așa vor fi rașchetați, da? Cum rașchetează zugravul, zugrăveala veche de pe perete când vrea să zugrăvească din nou, da? Vor fi rașchetați de către gruparea care se formează jurul lui Ciucă și de către cei care vin acum pe val împreună cu PSD-ul. Mi se va întoarce exact ce au făcut ei grupării urmă. Da? Lucian Isar, soțul Alinei Gheorghiu, eliberat din funcție de premierul Ciucă, primul dat afară, a decis încetarea calităților de consilier onorific al prim-ministrului acordat lui Lucian Isar, anunță Ager Press. Decizia a fost publicată în Monitor Oficial. Lucian Isar s-a remarcat în mandatul de premier al lui Florin Câțu drept umbra acestuia, stând în permanență în anticamera premierului. Întrebat într-un interviu pentru G4 Media în luna martie celor ale la guvern, consilierul onorific Lucian Isar, despre care liberalii spun că este mâna dreaptă a premierului și care are tot mai multe influențe asupra premierului Florin Câțu, a admis că discută foarte mult despre strategia pe companii și că pe teme economice se consultă cu Isar. Când era ministru al finanțelor, Câțu l-a numit pe Isar în poziția de reprezentant a României la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Cei doi se cunosc de peste 15 ani din mediul bancar. Foarte mult timp s-a speculat că domnul Lucian Isar ar fi vrut, acum nu știu dacă mai e posibil să mai facă chestia asta, să ia locul eternului și fascinantul guvernator al BNR, domnul Manole. By the way, dragii mei, în timp ce noi am stat ocupați și foarte ocupați cu formarea noului guvern, în timp ce noi ne-am preocupat să ne revoltăm și să fim siderați și șocați și bulversați de mișcarea pe care a făcut-o Iohannis total împotriva contractului pe care l-a avut cu electoratul, da, insist pe chestia asta și o să insist până după alegerile din 2024 când se va deconta electoral, pentru că este un aspect foarte important, și anume faptul că președintele Klaus Iohannis a fost votat în al doilea mandat ca să nu mai vină PSD-ul la putere. Și acum a adus PSD-ul la putere.
În timp ce noi eram ocupați cu această poveste, majoritatea PSD-comunistă, reprezentată de domnul președinte Val Dorneanu, de la Curtea Constituțională, emitea o hotărâre prin care domnul Manole scapă de dosarul de colaborator al securității. Și cu el s-ar putea să scape și domnul Petrov și s-ar putea să scape o grămadă de colaboratori ai securității. Așa că domnul Isărescu, la fel ca domnul Iliescu, cei doi domni eterni ai istoriei recente a României, mai stă mult și bine pe funcția publică. Că era o șansă dacă era declarat colaborator al securității. Deci au rezolvat băieții și problema asta, dragi prieteni, în spatele scandalului, în spatele freamătului politic pricinuit de formarea guvernului Frankenstein, în liniște, băieții și-au rezolvat problemele. Și mulți, mulți alți băieți au rezolvat problemele. Domnul președinte Klaus Iohannis a semnat 64 de decrete de avansare în funcție, stele de general și chestori, pentru toți atâția generali din armată, din serviciile de telecomunicații speciale, din Ministerul de Interne, din Serviciul de Protecție și Pază. A venit așa foarte interesant după schimbarea politică această... A venit Moș Crăciun mai devreme, da, pentru securiștii ăștia, că toți sunt bătrâni, dacă îi cauți, au legături cu fostul Partid Comunist și fosta securitate. Și bineînțeles, decrete generatoare de pensii și mai nesimțite. Ei oricum erau înalți în grad și aveau niște pensii nesimțite. Acum o să aibă pensii și mai nesimțite. Dar e interesant cum președintele Klaus Iohannis i-a premiat, a emis atâtea decrete dintr-o dată. Și este interesant cum securiștii de timp Manole și Petrov au rezolvat-o la Curtea Constituțională și au scăpat de belea. Da. Domnul Isar, ca să revin la subiectul nostru, și-ar fi dorit postul de guvernator. Cred că trebuie să mai aștepte domnul Isar, mai ales că acum a venit o altă grupare la Palatul Victoria, grupare pe care o să vedeți PSD-știi o vor rezolva. Eu am spus treaba asta și cred că am și zis atunci, scrieți undeva pe un bilețel și lipiți-l pe frigider, pe un post-it, da? PSD-știi sunt ca escroci cu alba neagră de pe podul Londrei. Că au plecat din România, asta e, s-au dus acolo. N-am mai văzut cu alba neagră prin România, dar cât am fost prin diaspora, i-am văzut. Și la Paris, și la Roma, și la Londra. Mai ales la Londra, pe podul Westminster, cred că se cheamă, podul de lângă Big Ben, de lângă Parlament. Deci nu e podul Londrei, London Bridge e altul, da? Dar ăla este de lângă Parlament. Cred că se cheamă Westminster pentru că acolo este Westminster Abbey. Da, este o biserică foarte interesantă, o catedrală unde se încoronează, s-au încoronat regii lor. Și am fost și eu, am vizitat locul ăla, este absolut excepțională și acolo sunt băieții cu alba neagră. Vreo trei echipe, bine pregătite, nu vreți să știți. Cu handsfree în ureche, stau în ambele capete ale podului, când vine garda, imediat dau prin stație ăștia. Deci băieții sunt pregătiți. Lucrează picobelo. Așa sunt și PSD-știi. Deci nu este nicio diferență. Domnul Iohannis a mai spus treaba asta, dar o repet pentru cei care n-ați văzut atunci, e ca turistul ăla care zice, Carmen, ia uite ce șmecher sunt eu și ce le fac eu la ăștia cu alba neagră, Carmen. Că eu știu, eu sunt deștept. Și domnul Iohannis tocmai stă acolo și joacă alba neagră cu PSD-știi. Habar n-are domnul Iohannis că la final o să piardă și banii din alba neagră. Când o să se caute în buzunar, nu o să mai găsească nici portofelul, nici telefonul mobil, da? Și pe sub alton, când o să se uite, o să constate că a rămas în chiloți, în indispensabil. Că i-au furat ăștia nădragii de pe el, cămașa, sacou, cămașa, cravata, baieu, i-au furat tot. Și l-au lăsat în pardesiu, ca de perversi aia care hărțuie studente prin complexul studențesc, și în impermeabil, da? Și o să urmeze niște perioade în care domnul Iohannis o să meargă la poliție să declare cum l-au furat pe el pe podul Londrei, da? Ca să închid paranteza, ăștia sunt PSD-știi și o să vedeți până 2024 ce se va întâmpla în această direcție. În continuarea dezintegrării Partidului Național Liberal și a războiului intern, Raluca Turcan îl caracterizează pe Rareș Bogdan. L-aș fi caracterizat și eu în termen chiar mai dur, dar din punct de vedere uman, el a fost tot timpul corect față de mine și... nu e un pic jenă, mi-e rușine de rușinea lui, cum se zice la noi în Banat, da? Mi-e rușine de rușinea ta, mănătorăule, da? Așa e cu Rareș Bogdan. Raluca Turcan are pusee de megalomanie,
și foarte mult ridicol. Fostul ministru al muncii, Raluca Turcan, a spus că prin vicepreședintele PNL Rareș Bogdan are pusee de megalomanie. Și că specialiștii spun că această grandomanie vine la pachet cu foarte mult ridicol. Vorbește foarte mult despre el însuși la persoana a treia. Din punctul meu de vedere, asta în sine ar trebui să-l îngrijoreze. E clar că trece prin episoade de grandomanie. Dacă ați întrebat niște specialiști, sigur vă spune că de obicei această grandomanie vine la pachet cu foarte mult ridicol. Da, Rareș Bogdan s-a făcut, nu de birul lumii, s-a făcut de maro moale. Rău de tot, rău de tot, rău de tot. Este prim vicepreședinte al PNL și a criticat opera Luca Turcan, vicepreședinte al partidului, după ce aceasta a declarat că nu există bani în buget pentru plata pensiilor. Și a cerut demisia lui Câțu din funcția de președinte al liberalilor. Urmează mișcări, urmează seisme, s-ar putea să vină și un congres acolo. Deci va fi cu sânge pe pereți la Partidul Național Liberal. Mortul se duce către groapă, oameni buni. Nu cred că mai poate nimic să-l mai întoarcă pe mort de la groapă. Și, bineînțeles, Rareș Bogdan i-a răspuns și a spus că e responsabilitate totală și o piatră de moară pe care a aruncat-o domnului Ciucă în brațe, înainte cu o zi ca acesta să fie votat, înainte cu o zi ca cei 8 miniștri, colegii mei, să treacă prin furcile caudine ale comisiilor parlamentare. Deci se ceartă la cuțite. Revolta se extinde, dragii mei, scrie site-ul lui Grigore Cartianu, scria la începutul acestei săptămâni. O să vedem ce ne rezervă. Poate săptămâna viitoare nu, că e 1 decembrie și e vacanță prelungită și politicienii intră într-o mică vacanță de o săptămână, da? Dar o să vedem ce se va întâmpla, oameni buni, până în sărbători. Eu nu-l văd bine pe domnul Câțu. Revolta se extinde în PNL în pragul implozii. Ciucu, Zigartău și Gorghiul fac praf pe Câțu. Motreanu cere demisia. PNL este literalmente în pragul imploziei. În ultima ședință a Biroului Politic Național, în care, mă rog, a fost validat guvernul, a fost una în care tensiunile au scăpat de sub control. Și foarte mulți lideri s-au înfruntat deschis cu conducerea instalată de Klaus Iohannis, apoi a venit votul din Parlament, Violeta Alexandru a ținut acel discurs. Vă recomand, dragii mei, și vă rog foarte frumos să-l căutați și să ascultați ce a spus doamna Violeta Alexandru. În acest timp, dragii mei, o privire obiectivă, nemțească, elvețiană chiar, da? Total neutră, că Elveția nu are niciun interes nici cu unii, nici cu alții. Presa elvețiană despre guvernul PSD-PNL, coaliția dușmanilor și sfârșitul unei speranțe. E vorba doar de a nu pierde accesul la putere și bani. Schweizer Radio und Fernsehen, Schweizer vine de la Elveția, bănuiesc, Radio und Fernsehen, Fernsehen cred că înseamnă televiziune, la câtă germană mai știu eu, publică o analiză critică pe tema noului guvern PSD-PNL-UDMR din România, intitulată Coaliția dușmanilor la sfârșitul unei speranțe. Dacă până și elvețienii și-au dat seama. Analiza începe prin a aminti declarația președintelui Klaus Iohannis despre PSD făcută acum un an. Țara noastră a fost păgubită ani de zile de corupția și incompetența guvernelor PSD. Au canalizat fonduri publice în buzunarele prietenilor de partid. Au sabotat orice reformă. PSD. Iohannis a promis atunci, notează Schweizer Radio und Fernsehen, da? Asta ar fi, cred că, cum e radio-televiziunea elvețiană, da? Că partidul său va pune capăt corupției și îi va îndepărta definitiv de la putere pe postcomuniști. Și, într-adevăr, prietenii partidului Iohannis au format un guvern împreună cu partidul anticorupție USR. A fost un moment de speranță, mulți credeau acum că România va fi schimbată și că, în sfârșit, țara va avea spitale mai bune, școli mai bune și drumuri mai puțin periculoase. Dar după câteva luni, speranța a început să prăbușească, PNL a dorit serios să controleze modul în care sunt distribuite miliardele din bani publici. Puternicii politicieni locali și-au văzut beneficiile în pericol. Alianța guvernamentală cu Partidul Anticorupție s-a destrămat, iar acum, după două luni de târguieli politice, liberale au făcut echipă cu foștilor dușmani. Mai mult, lasă postcomuniștilor cele mai importante posturi ministeriale. Iar președintele Iohannis, criticul zgomotos al postcomuniștilor, căruia tocmai i s-a acordat prestigiosul premiu Carol cel Mare pentru serviciile sale în favoarea unificării europene, a dirijat această manevră. Cred că s-a format noul guvern, spune el. Joi seara au depus jurământul noi miniștri. Ceremonia a fost un cântec de lebădă al speranței că România va pune capăt corupției. Dragii mei, și s-a semnat atunci certificatul de deces al Partidului Național Liberal. Acum PNL-ul merge către locul de veci. Oameni.